Bună ziua! Bine ați venit la Muzeul Național al Marinei Române. Suntem bucuroși să găzduim această frumoasă expoziție semnată de Robert Constantin Bulae. Vreau să-i mulțumesc lui Robert pentru seriozitate, pentru că știu că atunci când este între voi în clasă cu prietenii lui, poate face giumbuș lucruri, face mici ghidușic așa, fac toți copiii și e bine, e normal și e sănătos să fie așa. Dar ca artist, eu l-am perceput ca un om foarte serios. În urmă cu câteva luni, în luna octombrie, Liga Navală Română a organizat o expoziție cu tematică marină în muzeul nostru, iar atunci i-am remarcat lucrările lui Robert și l-am întrebat dacă poate face o pictură, un desen, o lucrare pentru Muzeul Național al Marinei Române. Și s-a concretizat. Fără echivoc, Robert a zis, da, pot, a făcut-o. Și am zis, hai mai mult de atât, de ce doar o lucrare? Și așa a apărut expoziția de față. Vreau, înainte de a da cuvântul criticului de artă, doamnei Geta Deleanu, să-l felicit încă o dată pe Robert, să-i urez mult succes, să-i mulțumesc pentru seriozitate, să-i felicit părinții, că-l susțin și sunt alături de el, și să vă felicit pe voi, colegii lui, că și voi îl susțineți, voi îl criticați, voi îl motivați și chiar îl obligați să facă astfel de lucrări și de expoziții. Felicitări și mult succes! Doamna critic, doamna Geta Deleanu, vă rog!